Salut, sunt Tero de la MC Music Brașov și astăzi avem plăcerea să ne jucăm cu un premier din gama Tama Starphonic. Este vorba de modelul PST-146, făcut din oțel și placat cu nichel, care îi dă culoarea neagră de la distanță, ceea ce este foarte fain. În primul rând, ce pot să vă spun despre acest premier? E făcut în Japonia, ramele sunt die-cast, nu sunt îndoite, ceea ce înseamnă că premierul va avea mai puține overtones, să zic așa. De remarcat este sistemul de prindere din gama Starphonic, care nu presupune prinderea ramei prin ea, cu un șurub care trece prin ea. Este un sistem asemănător celui de tobă mare, din gama Star Classic sau din gama Superstar sau, mă rog, Silverstar, cum se numește mai nou. Un alt lucru foarte important despre acest premier este sistemul de prindere al arcului. Arcul poate fi reglat din ambele poziții. Aici, prin butonul acesta și din partea cealaltă, ceea ce vă permite să centrați foarte bine arcurile. Despre acest cordar pot să spun că este din fibră de carbon și este foarte, foarte sensibil. Deci și cea mai mică atingere a premierului va genera un sunet foarte ok. De regulă, când vreți să schimbați fața rezonantă de la premier, trebuie să dați complet arcurile jos. După aia vine bătaia de cap, cum să le centrez, în ce poziție erau, ce tensiune aveau. Aici Tama a venit cu un sistem foarte bine gândit. Se desfac practic aceste două șuruburi. Din cauza că rama este întreruptă aici, pur și simplu se scoate cordarul, se dă jos rama, se pune față nouă, se pune totul la loc. Aceeași tensiune, nu se schimbă absolut nimic. Ok, acum momentul cel mai important al după-amiezei, haideți să auzim cum sună. Prima oară o să auzim sunetul lui la rece, numai premierul, după care vom auzi cum sună într-un context de jazz, funk, blues, rock, latino, unde ne vor acompania băieții. Astăzi avem alături pentru această prezentare două personalități, două VIP-uri din România. Este vorba de cel mai zgomotos membru al trupei Taxi, Darius. Salut, salut! Și de basistul trupei Taxi, care poate fi numit cel mai tăcut dacă dăm volumul la minim. E vorba de John. Maestre, vorbește-ne și tu despre el. Bun, în primul rând este foarte greu. Ceea ce este foarte bine. De ce? Pentru că pe câte premiere am bătut până acum, am observat că o sculă bună este și o sculă grea. Da, este o observație că se poate de pertinentă, să știți. Ideea este că este un premier, în primul rând, aspectos, arată foarte frumos. Pe lângă faptul că arată foarte frumos, este foarte zgomotos. E tare în gură, cum se zice. Sună foarte, foarte tare dacă l-ataci. Sună și încet dacă dai ușor în el și răspunde extraordinar de bine și când dai încet în el. Mie mi-a plăcut. Eu sunt obișnuit să dau foarte mult cu rama. Adică cu fleșca, da? Are un ton aparte, are un ton deschis,
Are un ton deschis, probabil și din cauza faptului că e făcut din metal. Iar, da, cum zicea și prietenul nostru Tero, cordarul este super, super, super sensibil. După cum m-ați văzut sau o să vedeți, unele ghost note-uri ies puțin altfel decât la alte premiere care nu răspund atât de bine. Sistemul de prindere a feței, iar este unul destul de vechi ca idee, dar reluat acum, văd, mai nou. Este asemănător cu cel de la toba mare, de la tobele mari, de fapt, da. E o idee foarte bună, e foarte interesantă, mai ales că este vorba de un cerc diecast, adică turnat, nu ambutisat. Da. Este și mai atractiv și pot să spun că apasă egal pe cercul acesta, pe diecast. Altceva, ce să mai zic? Sistemul de întindere, iară, din cele două părți este... iar îți permite să reglezi sensibilitatea mult mai ușor decât la marea majoritate a premierelor, deoarece se reglează și de aici, dintr-o parte, și de aici, de unde are, da, sistemul de ridicat a cordarului, cum de altfel le au toate. Bun. Tero a ales plasticul Remo Weather King Vintage Emperor. Este... pot să spun că este o alegere interesantă, deoarece vintage-ul are o gamă largă de tonuri deschise, depinde cum îl acordezi, practic. Are o gamă largă și la când e foarte întins și sună foarte sus, și când e foarte jos și e mai moale puțin, și acolo găsești o gamă variată de tonuri. De asemenea, vintage-ul are melodie în vibrație, are melodie. Altceva, ce să vă mai spun? Nu știu, eu... mai bine să-l auzim. Da, eu o să-mi cumpăr unul, cu siguranță, îmi place. Să-l auzim, nu? Thank you.
Thank you.